Viitoare Costă din Chiria. Se construiesc noi căsuțe din ce am înțeles la foarte mulți oameni că nu este o insulă foarte dezvoltată și în prezent se dezvoltă pentru turism. Am început un traseu de 10 km de mers pe jos pe această insulă. Este destul de wild, nu prea sunt străduțe, ceea ce e super mișto. Se poate sta și la cort cu 10 dolari pe noapte, se închiria și chiar și cu 5. Dacă ai cont, portul tău. Aha, aici o să fie portul. Pe viitor. Pare. Ce insulă liniștită! Primii 4 km în 45 de minute, 4 km și 12. Am mers destul de lejer. Ne-am mai și uitat puțin pe aici. Km și am dat de Long Beach. Majoritatea vin la această plajă cu barca de unde stăm noi. Dar se poate merge pe jos fără probleme. Long Beach. O să vedem și apusul din acest loc. Ne-a dat Ponciu, omul de la cazare. Ne-a spus: puteți să mergeți pe jos, a uitat puțin la noi așa. Da, da, puteți să mergeți fără probleme, o oră. E mers pe jos. Nisip alb. Plaja destul de curată. Hai, n-am fără. Hai.
Unii fac insula cu scuterul, alții cu barca. Alții cu barca și noi pe jos. În dreapta se văd și alți oameni care au luat un tur cu barca. I-au dus la Long Island și acum înapoi unde stăm. Fiecare luminare solar. Ne gândeam că nu o să avem lumină, dar avem. Wow, ce apus! Spectaculos! Am ajuns 10 km făcuți în aproximativ 2 ore. Meniu direct la plajă cu prețuri super bune. 75 de cenți o bere și un rice cu vegetables, 2 dolari. 2 dolari și un pește fried fish with ginger, 5 dolari. Uf! Ce Lux. Bine! Nice! Curry cu vegetables și fried rice, la fel cu vegetables plus ou. 5 dolari 50, 2 dolari 50 porția.